E un gen de patinoar mare, are 600 de metri pătrați, dimensiunile sunt 30 ori 20 de metri ale celor două laturi. Este vorba de un patinoar care funcționează cu înghețarea apei, deci un patinoar natural. Capacitatea maximă este de 250 de persoane. Simultan. Iar programul este de luni până vineri 10-22, sâmbăta și duminica 10-24. Interesant este că la acest patinoar copiii din Cernavodă, elevii și studenții, în cazul elevilor și studenților cu carnetul de elev respectiv de student vizat la zi, vor putea beneficia de gratuitate la utilizarea patinoarului și la intrare pe patinoar. Ceilalți cetățenii orașului plătesc doar închirierea patinelor și au acces la patinoar în această perioadă. Patinoarul este achiziționat ca și închiriere pentru o perioadă de 45 de zile. Aceste 45 de zile vor începe de la momentul la care el se pune în funcțiune. În acest moment se fac pregătiri cu pregătirea gheții, practic, lustruirea ei și montarea elementelor adiționale patinoarului. Sperăm că în cel mai scurt timp el să funcționeze și să aducă satisfacție tuturor cetățenilor orașului Cernavodă. Copiii așteaptă cu nerăbdare tot. Toți mă întreabă când va porni. Și, într-adevăr, va avea un efect, mai ales pentru că nu e prima dată când avem patinoar în Cernavodă, va avea un impact pozitiv. O să fie greu de ținut, cum sunt temperaturile aici, iar prietenoase cu patinoarul? Nu prea sunt, deci noi până în decembrie avem vreme bună, cu plus. În ianuarie este o perioadă când este foarte ger. Da, va fi ușor de ținut în funcțiune. Da. Suntem și la mâna vremii, în sensul că temperatura maximă este plus 10 grade. Deci sub plus 10 grade, orice temperatură este prielnică și patinoarul poate fi folosit fără ca gheața să se dezghețe rapid. Firesc ar fi ca începând de sâmbătă să fie prima zi de activitate și cred că va fi o zonă interesantă. În această perioadă ne preocupăm de montarea unei camere de luat vederi pe panouri de pe fața primăriei, astfel încât această cameră să supravegheze permanent activitatea de pe patinoar și în felul acesta să-i facem remarcați pe toți cei care utilizează cu plăcere patinoarul din Cernavodă. Da, o să poată fi accesată de oricine? Da. Online? Da. Faptul că merge până la ora 22 înseamnă că trebuie și un iluminat? Da, adițional acestui patinoar, anul acesta primăria s-a preocupat de amenajarea de sărbătoare. Patinoarul în sine are un iluminat corespunzător pentru timpul de seară, după orele 17 când se întunecă, dar pe lângă aceasta este și un iluminat feric asigurat de primărie în acest an, atât în jurul patinoarului, în zona parcului central, în piațeta din fața primăriei, dar și pe principalele străzi din oraș. Excepția a făcut podul rutier din oraș, care beneficiază în această perioadă de un proiect de iluminare arhitecturală. La momentul inaugurării acestui iluminat arhitectural îl vom face cunoscut cetățenilor Cernavodă și sunt sigur că va fi remarcat de toți cei care trec prin zona noastră. Simultan se petrece și iluminatul. Da, am inaugurat pe întâi iluminatul cu focuri de artificii. A fost și ziua României, ca niciodată a fost centru full, plus seara de artificii la fel pe 1 decembrie. Eu văd că lumea a început să înțeleagă, să vină în sprijinul nostru, să cupleze. Deci eu vă spun, am fost consilier 3 mandate, ca 1 decembrie ăsta nu am văzut atâta lume pe centru. Și cu armata, bineînțeles, cu toată lumea. Iluminatul ăsta de sărbători cu tematică, da. Pe câte străzi? Sau bulevard? Nu, deci s-au atacat toate străzile. Vreau ca sărbătorile să vină în fiecare casă. Domnul primar a spus, domnule, și Columbia, și încălzirea, și trustul, deci toată lumea trebuie să beneficieze. Toți sunt alegători și sunt cernavodenii urbei și trebuie toată lumea să beneficieze. Am fost gata cu centru, cu parcul, cu majoritatea străzilor principale, dar într-adevăr și la noi încă se mai retușează și vreau să fac un apel, cam zilnic se strâng mănunchiuri de beculețe, cineva vine, le taie, am pus camere și poliția. Nu, cele de pe Team Park, care sunt la nivelul, da.
Și aș vrea să respecte ceea ce facem, că nu facem pentru noi, facem pentru ei, și aș vrea să măcar să respecte chestiunea asta. A costat mai puțin decât anul trecut. Este ok. Toată lumea este super, super fericită. Deci n-am auzit comentarii. Anul trecut, într-adevăr, erau cărcotași, dar anul ăsta deja s-au obișnuit și este ok. Arată frumos, super, 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 super. Cum l-am înțeles? Asta era singurul disponibil? Da, asta era singur disponibil. Era în fața primăriei. E o zonă care se preta pentru patinoar aici. Și copiii așteaptă cu nerăbdare toți mă întreabă când va porni. Și într-adevăr cred că va avea un efect, mai ales pentru că nu e prima dată când avem patinoare în Cernavodă, va avea un impact pozitiv.